În județul Hunedoara, cel mai mare număr de vaccinați îl găsim la municipii, undeva de 43,46%, la orașe, la Hațeg, 37,56%, iar la comune, în Peștișul Mic, de 41,67%. La polul opus se află municipiul Lupeni, cu 28,29%, orașul Gioagiu, cu puțin peste 27%, și comuna Lunca Cernii de Jos, cu 9,32%. Marea problemă o reprezintă însă un număr destul de mare de certificate de vaccinare false, lucru care a dus, din păcate, la destule decese, iar acest aspect este considerat de către Adrian David, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, un adevărat flagel. E un flagel și vă mai spun aici că niciunul nu vor scăpa. Niciunul dintre medici, asistentele, nu știu, cei care au, le-au făcut pe calculator, habar n-am, nu știu cum se, care sunt metodele, nici nu mă interesează, dar eu sunt sigur că niciunul nu vor scăpa nepedepsiți și sper ca pedepsele să fie foarte aspre, pentru că practic au pus în pericol pe toată lumea. Cunosc eu oameni care au fost în situația în care aveau certificate din astea false de vaccinare, n-au spus absolut nimic la nimeni și n-au supraviețuit de teamă unor răspunderii penale, practic, n-au spus adevărul, au fost tratați ca niște pacienți vaccinați. Invitată recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, Adrian David a declarat că sunt în lucru mai multe dosare penale pentru certificate de vaccinare anticovid false. Adică n-ar rost să dai anticorp monoclonal unui pacient vaccinat, nu? E absurd să iei în calcul varianta asta, pentru că fiind vaccinat la începutul bolii, te aștepți la niște simptome ușoare care se treacă în câteva zile. Când vezi că lucrurile se schimbă și omul ajunge în ATI și în stare de intubare, deja atunci dai seama că undeva e o minciună la mijloc, iar această minciună se numește infracțiune și trebuie să fie foarte aspru. Știu că sunt în lucru dosare. Președintele Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara a mai spus în aceeași emisiune că falsificarea certificatelor de vaccinare reprezintă infracțiune și că acest lucru înseamnă, cităm, pușcărie, atât pentru cei care le eliberează, cât și pentru cei care le solicită. Eu sunt sigur că printre noi mai sunt oameni care încă se gândesc la soluția asta. Cu siguranță. De a obține un certificat pe o cale ilegală și de a-l folosi ca să scape de... Eu vreau să vă spun că asta înseamnă pușcărie, atât pentru cel care o oferă și cât și pentru cel care o cere. Nu e nicio diferență între cel care îl eliberează acest certificat fals și cel care îl folosește. Riscurile sunt foarte mari și părerea mea e că nu merită și chiar cred că e o bătaie de joc la adresa tuturor o asemenea abordare a problemei. Emisiunea La Subiect, în care este invitat Adrian David, președintele Casei de Asigurări de Sănătate Hunedoara, poate fi urmărită atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.